a fost o stare foarte grea. Chiar în Israel ajunsă poporul Domnului, că oamenii care au fost puși în fața lucrării cu legea, s-au schimbat ei, dar legea nu. Mă înțelegeți? Evanghelia nu s-a schimbat nici din Noul Testament, nici din Vechiul Testament, până la Ioan Ocolegea și prorocii, de acolo a fost altul cel care a venit din cer și a croit o cale adevărată. Dar oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cum spune Ioan Evanghelistul Ioan Botezătorul, că l-o trimis Dumnezeu pe Ioan Botezătorul să pregătească calea lui Iisus Hristos. S-a început o altă etapă de lucrare în lumea din Noul Testament. Nu se mai țin că s-a asprit în Noul Testament cuvântul. Nu se domole. Că înainte, dacă s-a uitat la femeie, dar nu a făcut-o, dar dacă ai gândit, îi s-a cotit că ai făcut rău. Dumnezeu are drept să dea porunci. Da. Și a lui Dumnezeu cine le calcă, ala nu rămâne nepedepsit. Asta ne-o spune Scriptura, dar nu-i o treabă cu nimeni. Fiecare ne spune Scriptura pentru că spune în vechime, ți-am pus înainte viața, binele și răul, alege ce vrei. Aia din vechime. La Domnul Iisus a venit și a spus și Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine vrea să mă urmeze, vine cuvântul Domnului și ne spune că să-și iei crucea. Dar când? După ce s-a lăpădat de sine. Cine vrea să mă urmeze, se va lăpăda de sine, să-și iei crucea în fiecare zi, cât în fiecare zi și să mă urmeze. Noi nu știm toate zilele la fel, toate zilele sunt cu soare, nu. Sunt zile grele, sunt zile bune. Dar pentru oamenii care se încred în Dumnezeu, Ștefan, când a fost îmbruscat cu Petri, nu i-a blăstămat, nu i-a înjurat, nu s-a gândit rău asupra lor. Doamne, nu le țineam seama, nu ținu Dumnezeu seama. A da, o zic, Doamne, iartă-i, că nu știu ce fac. Cine a fost arestat? Oamenii care au fost îmbrăcați cu Duhul lui Dumnezeu. Ștefan o ales în vremea cele Dumnezeu șepte de Iacob. Cine le-a ales? Dumnezeu. O să se alege niște bărbați stabili, credincioși, plini de Duhul Sfânt. Da. Și adevărul ei, nu minciuna. Și dreptatea ei nu stă în bătatea. Și aleștă pe oamenii lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și câți avem noi de aleștea? A Domnului, nu noi avem, dar putem să frați cu ei. Suntem înconjurați de onor așa mare de martori, care ce-au făcut? O predăjit în pustie, o suferit de foame și de sete și o fost lăudat pentru credința noastră. Ăsta-i Dumnezeu!
și ales oameni pentru împărăția lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, care și Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu și împreună cu Duhul Sfânt i-a arătat la Ioan și a zis așa, i-a arătat în Apocalipsa 10 Ioan, am văzut o groată, nouă, șapte cu nouă, zece sau nouă cu șapte, nu bine, dar zice, am văzut o groată pe care nu putea număra nimeni, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de felice în mâini. Și oamenii aceștia au ajuns în cer. Se împlinește ce a zis Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 10, versetul 27, dar 24 sau 23 zice așa, că pe evrei zice voi de aceea nu credeți în mine că nu sunteți din oile mele. Când am mai discutat cu evrei și cu farisei și cu cărturarii, o să Domnul Iisus zice, eu mai am și alte oi, casele care nu sunt din staura ăsta și pacele lui aduce. Din neamul lui Fosporcate, când i-a arătat Domnul la Petru, că a văzut o față de masă, când se ruga,